să întorci spatele cuiva e simplu și să-l dai cu băta. Aveam de crescut un copil, era singur, n-avea nicio sursă de venit, n-avea nici capital, mă joc la bârsă, n-avea nimic. Astăzi suntem la Trattoria Roma, care e proprietatea domnului Cornel Albu, prietenul meu de viață, singurul care m-a ajutat în momentul în care am falimentat în 2012 și de care mă leagă multe amintiri și împreună cu care am trecut cu momente foarte grele. Când am intrat prima oară în restaurant, nu știam că nu voi fi doar un client, ci voi ajunge și un prieten. Ne aflăm la Trattoria Roma, pe strada Mântulescu, Mântuleasa, numărul 31. Nu am venit să-i facem publicitate restaurantului și nici lui domnul Cornel Albu, proprietarul acestui restaurant, ci am venit să spunem mai multe povești din viața mea, pentru că viața mea întâmplător este foarte mult legată din 1997 până astăzi de acest restaurant. Aici am venit prima oară în 97, păi adus de un prieten, pe ideea că era singurul loc în România unde să mâncau midi menier. Și cum eu nu credeam, venind în Franța, că să pot mânca midi la București, am ajuns, mi-a plăcut foarte mult și se pare că a rămas după 27 de ani, frecventez în continuare acest restaurant. Dar în acest restaurant s-au întâmplat multe, am făcut privatizări, tot în acest restaurant mi s-a întâmplat cea mai mare nenorocire, ziua în care am pierdut 8 milioane de dolari, așa că o să avem niște povești pe care o să vi le spun de la fața locului. Deci, una dintre povești, și cred că Cornel și-o aduce aminte foarte bine, a fost când, după privatizarea Ductil, după ce francezii de la Air Liquid și-au luat partea de electrozi și Angelo Grutadauria cu indianul și-a luat partea de fier beton, a mai rămas fabrica de pulberi. Știți foarte bine povestea, v-am spus-o în episodul cu Ductil. Și fabrica de pulberi aparținea clădirea lui Beta Buzău și ce era înăuntru lui Ductil. Până la urmă am cumpărat pe bursă și Beta Buzău și am vândut toată fabrica de pulberi cu 3 milioane jumate la americanii de la Pittsburgh. Trebuie să știți că americanii, când au venit să cumpere o chestie în 90 și asta se întâmpla până în 98 în România, s-au dus la ambasadă și ambasada a fost foarte drăguță și i-a asistat și cu asistență juridică și cu foarte multe lucruri, astfel încât să nu fie păcăliți și afacerea să se ducă la bun sfârșit. Italienii au vândut fabrica de pulberi, s-au încasat și banii și după ce s-a semnat contractul tot, am venit aici la Cornel. De fapt, restaurantul ăsta era atunci pe strada Eminescu, Trattoria Roma, să mâncăm pește împreună cu americanii și, evident, cu ambasadorul Statelor Unite la București. Dacă nu mă înșel, cred că era Michael Guest. Cert e că eu am organizat toată masa, Cornel a fost cel care ne-a dat toate bunătățile lui, peștele și scoicile și așa mai departe, numai că, ți-aduce aminte, evenimentul cel mai tare a fost că, la un moment dat, ambasadorul trebuia păzit și pe străduța Eminescu în față la Trattoria Roma au apărut tot felul de jeepuri și de mașini și de soldați înarmați, iar Cornel era disperat că era încercuit, așa, era ca la antitero. Asta a fost primul eveniment simpatic al cinei, care a ținut până la 3 dimineața. Cornel, neînchis în restaurant, a stat cu noi la povești, cred că am fost vreo 20, până la urmă cam tot restaurantul, și americanii au mai avut o problemă, ei au băut vin roșu. Și au băut, cred că tot Brunello di Montalcino, ca și astăzi, au băut americanii, deși au mâncat pește, au băut Brunello di Montalcino. Și la un moment dat, săracul Cornel, neașteptându-se să fie un consum atât de mare de vin roșu la o masă plină de scoici și pește, era disperat că nu mai avea niciun fel de sticlă de Brunello di Montalcino. Și te-ai dus și ai cumpărat, le-am zis eu, cumpără orice vin de la... de oriunde sau ia de la orice alt restaurant, până la urmă s-a dus la un prieten și a adus niște vin roșu și au continuat americanii să bea pentru că la
nivelul de alcoolemie care era la 3 dimineața nu mai conta dacă era Ceptura sau Brunello di Montalcino. Ăsta a fost unul din evenimentele plăcute. Dar trebuie să știți că tot aici, în 24 mai 1998, s-a întâmplat și cea mai mare pierdere pe care am avut-o eu, că toată lumea mă acuză că nu povestesc despre pierderi. Ba, povestesc despre pierderi. Și cartea mea e plină despre toate pierderile și toate eșecurile. Ba, chiar motto-ul cărții mele, cărților mele, este cheia succesului să mergi din eșec în eșec fără să-ți pierzi entuziasmul. Nu e a mea, e a lui Winston Churchill. Când venea în restaurant, marea majoritate își dădeau coate toți. Uite-l pe ăla de la televizor, ăla cu finanțele, ăla cu banii. Mulți, foarte mulți, îmi cereau, domne, cum ajungem și noi la el? Eu făceam glume, treceți pe la mine, pe la caserie. Alte momente, a fost un moment, probabil eu nu știam când se întâmplau acele evenimente bune sau rele, că nu stăteam să ascult, dar mi-aduc aminte de unul când te enervasei foarte tare, vorbeai cu cineva la telefon, certai pe cineva, ți-ai aruncat laptopul în geantă, te-ai ridicat să pleci, dar nu l-ai scos din priză și ai tras priza cu tot. Ai ieșit priza cu totul, să-ți rupă mâna. Foarte comic. Alt eveniment, nu știu. Bine, când veneai cu toți marii de la BNR, de la bănci, președinți, directori. Da, au fost momente importante. Sau miniștri. Sau miniștri, politicieni, Tudor Chirilă. Da, și el. Au fost alte vremuri. Dar ce vreau să spun și subliniez asta este că mă simțeam foarte bine la Cornel. Era singurul restaurant unde mă duceam. Nu făceam mese cu clienții seara, în afară de celebra masă cu vânzarea de la Ductil cu ambasadorul Americii. Erau mese numai la prânz, pentru că nu vrea să stabilesc legături de prietenie, erau doar de afaceri. Și să mâncam bine, deși eu nu mâncam mai nimic, doar plăteam mesele și veneam la prânz, rezolvam ce aveam de rezolvat și mă întorceam la birou, că munca mea începea în general ca și astăzi la 4:30 când deschidea Wall Street-ul și ținea până la 11 noapte. Dar da, uneori veneam și cu traderiță după mine, și care Daria, ți-am ce aminte cu Daria, da. Care stătea la masa de lângă și mai mă anunța ce se întâmplă, îi mai dădeam ordine, vinde, cumpără. În sfârșit, telefonul suna ca la gară, non-stop, deci era imposibil să-l opresc. Nu știu, ce-ți mai aduce aminte? În sfârșit, au trecut mulți ani, am și uitat datele, dar cert e că sunt peste 20 de ani de când ne știm. Și a rămas prieteni și în viața de zi cu zi, a fost lângă mine, singurul care a fost lângă mine la greu. Deci, ce pot să spun altceva decât că îți mulțumesc. Și sper ca prietenia să continue cât mai mult. Sper în continuare să-ți recuperezi pierderea respectivă, dar el ca om e foarte... Mi-ai spus ceva pragmatic. Zice, dacă eu acum te critic, te dau în judecată, îți dau în cap, n-am nicio șansă să recuperez. Acolo. Dacă te ajut să te refaci, pe lângă tine m-ai recuperat și eu. Exact. Ceea ce așa s-a întâmplat. Să întorci spatele cuiva e simplu. Și să-l dai cu băta. Da, mă rog, oricum e un personaj foarte, foarte mișto. Așa, când stai cu el, e o plăcere. Din toate punctele de vedere. Și sportiv. Glume. Bancuri. Tot, atmosferă. Ești o persoană... Am făcut multe revelioane cu Cornel. După 2012. Și vacanțe. Și vacanțe. Și a venit de multe ori la mine la Sam Moritz. Sunt persoane cu care nu te simți bine. Cred că te simți tot la.
El povestea, spre exemplu, că dacă ar veni la București, n-ar avea nici bani să mănânce. Iar eu i-am spus să-ți dau eu bani să mănânci până te recuperezi, fără să-ți iau niciun ban. Numai dă-i drumul. Da, și a fost așa. Adică eu când m-am reîntors după 4 ani în 2016, multă vreme am mâncat la Cornel pe caiet. După aia am și plătit, dar altfel a fost o perioadă în 2016. Aveam de crescut un copil, era singur, n-avea nicio sursă de venit, n-avea nici capital, mă joc la bârsă, n-avea nimic. Ideea e că la capacitatea lui sunt oameni mult mai puțin deștepți care au făcut mulți bani și să nu te gândești că el nu poate să facă din nou. Da, asta cu banii e relativă. Până la urmă... De a ajunge, de a te ridica, de a te... Ce am încercat mereu și cu bursa din Sibiu și acum cu Celindra e să construim ceva, să rămână ceva. Să poată să povestească Cornel sau alții care m-au cunoscut că ceva s-a construit. Cam asta e ideea mea, că nu mai vreau milioane. Le-am avut, le-am pierdut, le-am avut din nou, deci nu mă lasă rece chestia cu bani. Și știe și Cornel. Da, bine, majoritatea care veneau la tine veneau pentru bani. Evident, toate discuțiile nu venea niciunul. Că le mai spuneam și glume sau îi mai impresionam cu cultură, istorie, da, dar ei veneau ca să câștige bani. E o sursă extra care și-ar fi dorit. Hai să vedem, poate merge, poate. Da. Unii au câștigat. Mulți au câștigat, au devenit milionari, cei mai mulți. Cornel, în 2012, deși a fost unul din cei 12 care a pierdut bani la mine, a fost singurul om care a venit la Sem Moritz, a petrecut primul Crăciun cu mine, de unde casa la Sem Moritz era plină și aveam zeci de oameni care veneau să facă revelionul și sărbătorile de Crăciun. N-a mai venit nimeni, n-a mai sunat nimeni, singurul om a fost Cornel. Și vreau să-i mulțumesc asta. Și sper că tot cu mine și cu Celindra se va reface mai bine decât banii pierduți pe vremea aia. Au venit și bucatele de la Cornel, să știți că se mănâncă foarte bine la Cornel și pastele și orezul. Așa, schimbăm. Așa, trebuie să vă spun următorul lucru. Că în 1998 eram client la Salomon Brothers. Aveam firma VBS în România, era singura firmă care făcea tranzacții pe piețele occidentale, pe Wall Street. Evident, pe vremea aia românii nu aveau încă liber la contul de capital. Abia în 2003 a dat Isărescu legea, drept urmare avea numai clienți străini. Dar traderii formam la București, învățam cum să facă tranzacții, mai ales cu opțiuni, pe bursă, pe Wall Street. E, și în 98 eu eram client la Salomon Brothers, câștigam foarte bine, Salomon Brothers a venit să vadă sediu, a rămas impresionat de forța lui VBS și de volumele de tranzacționare, făceam în jur de 20 de milioane pe săptămână, ceea ce era enorm, gândiți-vă că tot BVB-ul făcea cam jumătate de milion 750 de mii pe zi pe vreme. E, ce se întâmplă? Se întâmplă că la un moment dat, calculând marginea și la tot felul de strategii cu opțiuni, am descoperit eu la Salomon Brothers că există o falie în modul de calcul al marginilor pe CAC 40. Și le-am arătat că dacă deschid un cont cu un franc francez și încep să vând opțiuni in the money, adânc, încasând mult și cumpăr foarte multe opțiuni care scad după 3-4 zile out of the money, îmi crește valoarea contului total artificial. Adică cu un franc aveam pe cont 1.200.000 și marginea era 1.000.000. Deci eu, fără ca piața nici să o ia într-un sens, nici în celălalt, brusc puteam să transfer acasă cei 200.000 rămași. Le-am arătat, ăștia au căzut pe spate și au dat seama ce risc au. Era mult mai bine dacă făceam chestia asta și nu am frumos banii, dar așa mi-au zis mulți brokeri mari, că nu trebuie niciodată să dezvălui slăbiciunile adversarului. Cert e că Salomon Brothers a zis, bine, atunci
dacă ne spui de unde e greșeala, și le-am spus greșeala era pentru că ei calculau marginea baleind indicele CAC 40 200 de puncte în sus și în jos, dar uitau o chestie, dacă indicele rămânea fix. Și dacă indicele două zile rămânea fix, automat contul ăla era în margin call. Și evident, clientul nu, după ce își luase acești bani, nu mai avea de unde să pună și s-ar fi produs o gaură imensă la Salomon Brothers. Eu le-am spus, vă spun unde e greșeala, reparați greșeala, dar vreau și eu să tranzacționez gratis toată viața. Și evident că am semnat un contract în care n-am plătit niciodată comisioane la Salomon Brothers. Problema e că n-a ținut mult chestia asta, pentru că în 1998, tot de aici, de la restaurantul ăsta, aveam niște poziții deschise. Era pe 24 mai. Bursa de la Londra era închisă, că era sărbătoare. Era două zile după ziua mea de naștere, pe care o organizasem la Sinaia cu tot biroul, cu toți angajații mei. Erau vreo 30 de angajați. Făcusem un chef acolo și luni am venit să facem tranzacții pe futures și pe opțiuni. Și era în short pe vreo 200 de contracte pe DAX. Trebuie să știți, atunci un futures, un punct era 100 de mărci. Iar la CAC 40, la fel. Un punct era 250 de franci francezi. Și aveam vreo 200 de contracte short pe DAX și încă vreo 150-180 de contracte short pe CAC 40. Ideea era că până la sfârșitul zilei trebuia să închid pozițiile, pentru că nu puteam să rămân cu marja peste noapte. Cert e că piața mergea contra, dar nu cu prea multe puncte, 4-5 puncte. Și eu i-am lăsat pe băieți să închidă pozițiile și am plecat la Cornel să iau masa, la celebra Trattoria Roma, unde ne aflăm și astăzi. Ți-aduce aminte? Sigur. Deci am băut multe beri, foarte multe beri, și la un moment dat băieții mi-au spus că n-au închis pozițiile. Pe vremea aia trebuie să știți că la ora 6 după amiază, piețele europene închideau și mai deschideau de dimineață. Nu erau ca acum să meargă futures non-stop până închide New York-ul și în timpul nopții. Deci la ora 6, ora României, 5, ora Europei de Vest, toate bursele, Londra, Frankfurt, Paris, se închideau. Inclusiv produsele derivate, că și acum se închid la 5:30, dar produsele derivate merg 24 din 24. Ce m-am gândit eu, deși aveam multe beri la bord, să mă duc repede la birou și să pun eu mâna pe telefon, că toate tranzacțiile se făceau la telefon, și să le arăt angajaților cât de bun sunt și cum o să închid eu tranzacții. Și am pus mâna pe telefon. Cum era sărbătoare la Londra, era o singură traderiță, nouă, venise de două săptămâni acolo, nu mai știu ce era, siriancă, în orice caz nu era englezoaică. Țin minte și cum o cheamă și în ziua de azi, Aisha o chema, era și o melodie celebră la epoca aia, și o sun și îi spun, vreau să închid pozițiile. I want to close all my positions. Și ea îmi repetă, so you want to sell 200 și ceva de contracte și 200. Păi logic era să cumpăr, nu să sell, pentru că eu eram deja short și trebuia să le cumpăr. Având și berile la bord, fără să mă gândesc, îi spun yes. Ea mi-a repetat a doua oară, vrei să vinzi 200 și ceva de contracte pe DAX, 100 și ceva de contracte pe CAC? Și i-a spus da. Și mă uit, mai erau 4 minute, 2 minute, ceva în stilul ăsta, până la închiderea pieței, și mă uit cum prețul scădea și mă bucuram. După care, văzând că cineva vinde contractele alea, trebuie să înțelegeți că totuși 200 de contracte atunci erau destul de multe. Nu erau ca acum, în care dacă pui 500 de contracte, le faci fără să miște piața. Moment în care îmi dau seama că ea vinde și zic, ce faci? Vând. Păi eu am zis să închizi. Păi da, și ți-am zis că vând. Gândindu-se că cineva care vrea să închidă, vinde, că le are cumpărate. Ori eu eram exact invers. Cert e că n-am mai avut timp să întorc poziția și să le iau înapoi și m-am trezit cu bursa care s-a închis și care m-a lăsat cu, nu cu 200 de contracte pe DAX, ci cu dublu cantității, 400 de contracte și cu 360 de contracte pe CAC 40. Problema e că în seara aia la New York a crescut și a doua zi piața mi-a deschis pe plus. Nu aveam marjă,
pentru că Salomon Brothers uitase să pun o limită de marjă, eu aș fi putut să tranzacționez oricât. Și pierderea a doua zi era mult peste banii pe care îi aveam pe cont, era de 8 milioane de dolari. Ăia nu știau ce să facă, că dacă închideau, trebuia să le dau 8 milioane, n-aveam de unde. Și în momentul ăla m-au lăsat o zi întreagă să mă descurc și să închid și opțiuni și futures, toată complicația aia de poziție. Trebuie să vă spun că dacă lucrul ăsta s-ar fi întâmplat pe 25 mai, pe 26 mai, piața s-a prăbușit foarte tare. Numai că o să vedeți că eu n-am avut cum să aștept, nu m-au lăsat să aștept 24 de ore, pentru că altfel aș fi câștigat 8 milioane, nu aș fi pierdut 8 milioane. Cert e că am închis mare parte din poziții, cea mai mare parte din poziții. Noroc că m-am lăsat cu câteva și am beneficiat de scăderea după două zile. Cert e că până la sfârșit aveam o pierdere de 3 milioane peste banii pe care aveam. Adică pierdusem tot, firma puteam să o închid, eram faliment, pierdusem și banii mei, și banii firmei și banii clienților pe care gestionam tot. Aveam nevoie, dacă vroiam să mai țin poziția, neapărat de niște bani. Aveam niște rezerve, dar foarte mici, în bancă, vreo 200.000 de sterline, dar o brokeriță pe care nu o văzusem în viața mea și cu care făceam tranzacții pe BVB de la West Merchant Bank, Joan Maroa, cu care am rămas prieten și în ziua de azi, așa, îmi spune că ea crede în mine și că are niște economii și poate să mă împrumute. Zic, n-ai cum să mă împrumuți, că vii întrezi niște sume imense. E, vreau să spun că i-am dat contul și mi-a transferat 1.000.000 de sterline, care însemnau atunci 1.700.000 de dolari. După aia am vorbit cu toți angajații și le-am spus cum facem, mergem mai departe sau închidem. Au zis că îți dă acord să ia 40% din leafă până ne reface. Cert e că în 6 luni ne-am refăcut cu bani împrumutați de Joan Maroa, pe care evident că i-am dat înapoi. Și am scăpat de primul faliment, care ar fi fost și ultimul, pentru că trebuia să închid. Cert e că berile pe care le-am băut la Cornel și-au spus amprenta când eu am dat ordinul și nu am fost atent la ce mi s-a repetat. Și am înțeles un lucru, că niciodată nu pot să consum niciun fel de alcool sau niciun fel de substanță ciudată și să încerci să faci tranzacții. Pe de altă parte, am mai înțeles ceva, că e bine să-i lași pe trader să-și facă treaba prost sau bine și să nu crezi că ești mai bun decât angajații tăi. Dar lucrurile astea le-am înțeles un pic mai târziu. Cert e că pierderea aia a fost imensă, că la 6 luni de zile doar recuperasem ca să-i dau banii lui Joan înapoi, dar Joan nu i-a vrut și mi-a mai lăsat încă 2 ani de zile. Și dacă nu aș fi avut ajutorul lui Joan, nu aș fi ieșit din această nenorocire și nu cred că cineva... Eu vorbeam cu Joan doar la telefon, deci nu mă văzuse în viața ei. M-a văzut la vreo 3 zile după chestia asta, pentru că m-am dus la Londra să-i mulțumesc în persoană, după ce lucrurile s-au mai liniștit. Oricum, mă leagă multe lucruri de acest restaurant. Cornel știe bine, era un fel de cantină, veneam la prânz, veneam seara, eram mereu cu calculatorul exact cum sunt și acum. De multe ori aduceam și o traderiță, pentru că până 2010-2011 învârteam ca 1 miliard de dolari pe lună, pe opțiuni și pe produse derivate. Și mai mi-aduceam și o traderiță cu mine. Eu de obicei, Cornele, nu mâncam nimic, doar plăteam mesele cu clienți, cu cine era, dar nu mâncam nimic. Beam tot cola, că vin n-am băut nici atunci, sau maxim bere, dar dacă făceam tranzacții nu beam bere, drept urmare beam multe cola fără zahăr, sau atunci cred că le beam cu zahăr, că n-aveam diabet. Și Daria, care stătea lângă mine, mai spunea ce se întâmplă pe piață, pentru că era o muncă atât de stresantă încât nu-mi permiteam nici măcar o masă de prânz sau o masă de seară, deci veneam foarte repede. Discutam cu clienții ce aveam de discutat, eu nu mâncam nimic, plăteam masa și mă întorceam la birou. Nu cred și nu vă recomand astfel de viață. A fost foarte palpitantă, cu câștiguri, cu pierderi. Cine e interesat de toată povestea vieții mele, cred că ar fi bine să cumpere cărțile Marea Spovedanie a Brokerului Fugar. Le găsiți pe
cristiansima.ro și acolo găsiți și bune și rele, dar mai ales rele, pentru că nu am uitat să menționez niciuna din pierderi și niciuna din greșelile pe care le-am făcut. Sper că am învățat din greșelile mele, ar fi fost bine să învăț din greșelile altora, dar nu sunt atât de deștept încât să învăț din greșelile altora, dar sper că nu sunt nici atât de prost încât să repet greșeli pe care le-am făcut odată. Dar asta nu înseamnă că în viitor nu pot să fac alte greșeli mult mai interesante și noi. Până atunci, ce pot să vă spun e că dacă vreți să mâncați pește foarte bun, veniți la Trattoria Roma, Cornel Albu vă așteaptă și să știți că deseori vă veți întâlni și cu mine. Cei care au fost premiați acum un an de zile la o cină cu domnul Sima, să știți că tot aici am organizat cina. Vinul este foarte bun, peștele este excepțional și dacă vreți să știți, cred că e cea mai bună pizza din București. Are Cornel un pizzaiolo și un cuptor cu lemne extraordinar și dacă vreți să mâncați focaccia cu parmezan bună sau orice fel de pizza subțire, așa ca la Napoli, Cornel a învățat multe în ale restaurației în Italia, cât a stat niște ani de zile, nu? Cât ai stat în Italia? 4 ani. E, și deci dacă veniți la Cornel, aveți și șansele să mă întâlniți pe mine și să mai schimbăm două vorbe. Până atunci, nu uitați, share, like, subscribe, vă mulțumesc tuturor și o să mai fac episoade din astea cu povești din viața mea, pentru că foarte mulți dintre voi ați cerut să aflați și cum am pierdut, nu numai cum am câștigat.